Cu undița pusă la punct și cu mumeala pregătită, zeci de constanțeni au ieșit la pescuit la copcă la intrarea în stațiunea Mamaia pe malul lacului Siutghiol. Toți au venit înarmați cu multă răbdare pentru că, spun ei, peștii sunt mai inteligenți decât am crede. Neadorul pescuiește de când se știe. Această pasiune a moștenit-o de la tatăl său. Își aduce aminte cu drag de vremurile când pleca în larg cu barca alături de părintele său pentru a aduce acasă peștele care avea să devină cină pentru întreaga familie. Iar n-ai mai liniște ca vara. Vara, dacă sunt turiști aici, nu prea ai nicio șansă. Sporturi nautice și toate astea, n-avem nicio șansă. Vine peștele mai repede dacă e mai liniște? E mai liniște. Și vine, în general, babușca, bine. Cum s-a braconat gheolul ăsta, să mai braconează, nu știu dacă... E o relaxare pescuită? Cea mai mare relaxare. Nu mai ești acasă, nu auzi mașini, nu claxoane, nu... Adică e o liniște totală. Alături de Doru sunt și alți pescari. Mulți dintre ei spun că nu contează dacă prind sau nu pește, importantă este relaxarea. Natura. Să stau efectiv afară. Am ieșit puțin afară și mă simt extraordinar, mai ales că este timpul ăsta, după cum îl vedeți. Ați mai pescuit? E o pasiune? Ah, da, da. La copcă, da. E o pasiune? Este. De cât timp? 20 de ani, 25. Ați învățat exact această meserie de la cineva? Sau? Nu, mi-a plăcut. Efectiv, mi-a plăcut. La finalul zilei, niciun pescar nu a plecat acasă cu mâna goală. În seara aceasta vor înlocui carnea de porc cu peștele pentru care au trudit o zi întreagă.